Salut, sunt Mihai Nistor, artist plastic, târgoviștean. Am terminat grafică în București și am fost plecat la Cluj 14 ani, anul trecut m-am întors. Știți-mi despre această expoziție pe care o... Expoziția este, reprezintă câțiva oameni de vază ai orașului. Am calculat-o, să zic așa, am calculat-o să o fac în cam într-o săptămână. Sunt cam 33-34 de caricaturi, fiecare reprezentând 1, 2, 3, 4 personaje. Oameni, să zic eu, importanța ai orașului, care mișcă ceva în orașul ăsta, care fac ceva frumos pentru orașul ăsta, benefic, să zic. Cei mai importanți? Numele lor. Numele lor. Unul dintre ei ar fi Cristina Păun, Gabi Boriga, uite, Luciana Cristea, Crina Țintea, câțiva doar de aici, din jurul meu. Cât voia să realizați un astfel de tablou? Dacă ne uităm la ele și o să vedem cadrele mai târziu, între 20 de minute și 4 ore, aș putea să zic. Unele dintre ele sunt extrem de complexe și necesită mult timp. Cât timp va fi deschisă expoziția? Luna noiembrie. Toată luna noiembrie am și promoție 1 plus 1 gratis pentru cei care vin aici, pentru care am un flyer care le pot da. Luna noiembrie vor fi caricaturi și mai am o galerie pe bulevard. Inițial acolo trebuia să fie expoziția, lângă fostul India Style, dar venind ploaia nu am putut să o ținem acolo, era mai mult în aer liber. Locat. Un mesaj pentru târgovișteni? Căutați frumosul. Da, căutați frumosul. Învățați să iubiți arta și atât. Mă numesc Corneliu Jipa, sunt actor aici, în Târgoviște, și prieten al lui Mihai Nistor. Cum se pare această expoziție? Încă n-am vizitat-o complet, trebuie să mi-a plăcut o pahară. Dar este, știu că nu știu, prima știință de înainte. Eu mai mergeam la teatru, eu nu prea mergeam la galerii. Dar deși datorită lui am ajuns să merg și la galerii. E foarte mișto, inclusiv ciorba de acolo. Foarte mișto. Tot este mișto pentru că are un talent extraordinar. Extraordinar. Cum vi se pare acest tablou, de pildă? Da. Ce este, acesta nu e un tablou, este o oglindă. Da, e bun, domnule, mai are cu mine și mai am și eu de la el încă unul, dar mai are, pentru că sunt un obiect bun de studiu cu barbă. Pe față. Și... Da, este cromatic rău de tot. Am și un ochi roșu pe care îl păstrez de atunci. Aici am un pic roșu. Bucută. Așa. Și Camelia Varga, actrițe la Teatrul Toni Bulandra din Târgoviște. Am venit la expoziția de caricaturi a artistului dâmbovițean Mihai Nistor. Pentru mine a fost o surpriză când mi-am văzut portretul, n-am știut, tocmai pentru că nu-l cunoșteam foarte bine pe Mihai Nistor. Știam doar că este un pictor, un artist talentat. Asta știam în special de la colegii mei, că ei mi-au spus acest lucru. Și ceea ce am observat, că surprinde foarte bine atitudini. Asta pe mine m-a impresionat foarte mult. Surprinde într-un fel, hai să spun așa, esența omului. Și ce mi-a plăcut,
că se axează foarte mult pe privirea omului și chiar surprinde anumite emoții. Asta mi-a plăcut. Dar știu că tu, Ana, îl cunoști mult mai bine, sunteți prieteni. Îl cunosc puțin mai bine, să zic. Nu îl cunosc de foarte mult timp, de vreo 3 ani și ceva, cred, cam așa. E ceva. Eu mă bucur foarte mult de faptul că el s-a gândit să facă acest vernisaj. E un motiv în plus să ne strângem, să ne adunăm, să ne vedem, să ne revedem după lungi perioade în care stăm închiși în casă. Mă bucur că recunosc oameni sau cunosc oameni noi și întreb aici cine este și aici cine e. Trebuie să fim mai... Am înțeles. Eu aștept să-mi faci și mie o caricatură, doar mie. Da? Doar mie, da? Să iau acasă. Sigur.